Bună seara, Florine. Ați început bine, a fost acea ocazia lui Miculescu, dacă ții minte, după care ați primit două goluri. Ce s-a întâmplat la cele două goluri? Da, bună seara. Am știut că ne așteaptă un meci foarte greu, că am și vorbit că cine o să greșească mai puțin, acea echipă o să iasă învingătoare. Din păcate, pe două greșeli, asta este, se întâmplă, am luat două goluri, dar am intrat la pauză și ne-am revigorat așa un pic la pauză, am văzut ce am greșit și se pare că a doua repriză am avut o schimbare în totalitate și s-a văzut și pe tabela de marcaj. Ar fi trebuit să-l cunoașteți pe Albu, am jucat sezonul trecut aici, trebuia să știți cam ce mișcare are, ai mai avut o ocazie, te-a lovit în față acel contraatac, ai rămas singur cu el. Da, îl știam pe Albu că vine tot timpul din linia a doua și este periculos. No, din păcate ne-a dat două goluri, pe calea aceasta îl felicit, să țină tot așa, bravo lui. Știam ce face, am pregătit și la antrenament aceste lucruri, am pregătit să stăm bine în teren, dar din păcate prima repriză nu am făcut-o prea bine și ceea ce vorbim noi de agresivitate și de determinare, prima repriză un pic ne-a lipsit, dar a doua, cum v-am zis la pauză, ne-am scuturat un pic și am intrat mult, mult mai bine. În două reprize diametral opuse, ați câștigat un punct, ați pierdut două, cum vezi tu lucrurile? La cum a decurs a doua repriză, cred că am pierdut două puncte. Dacă luăm prima repriză, egalul este echitabil. Dar continuăm pe aceeași linie și ne bucurăm că n-am pierdut.